Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos, împreună, în această zi. Avem așteptările noastre de la Dumnezeu, dar le are și Dumnezeu de la noi. De aceea, frați și surori, toți aceia care ne-am pus în crederea în Dumnezeu, urmărim planul lui Dumnezeu sub ochii noștri desfășurându-se. Și uneori ne-am putea pune întrebarea, la ce tot venim noi să ne întâlnim? Aceiași oameni, aceleași idei, aceleași predici, aceeași Biblie, aceea călăuzire. De ce venim? Ce nu știm? Întrebarea aceasta nu are alt răspuns decât răspunsul: venim să ne bucurăm de mântuirea care ne-a dat-o Dumnezeu, de frumusețea planului lui Dumnezeu descoperit nouă. Și uneori ni se mai descopere câte o frântură și ne bucurăm toți împreună de ceea ce face Dumnezeu în mijlocul nostru. Lumea nu ne dă nicio șansă. Lumea nu ne-a cunoaște și nu i-a cunoscut niciodată pe slujitorii lui Dumnezeu. Dar ce să vezi, că Dumnezeu a folosit iubirea sa într-un chip atât de minunat încât am ajuns să o înțelegem și noi. Am ajuns să o gustăm și noi. Am ajuns să ne bucurăm și noi de iubirea lui Dumnezeu. Ne-a trimis-o. Iubirea sa a trimis-o prin reprezentantul său, prin Iisus Domnul nostru, ca să ne arate, să o dezvolte între noi, să ne crească în iubirea sa și noi, la rândul nostru, să dezvoltăm acest frumos caracter, iubirea. Sigur, nu știu cel mai potrivit de a vorbi din cuvântul Domnului în mijlocul vostru, dar dacă aceasta a fost hotărârea, nu m-am putut împotrivi. Nu-mi doresc acest loc, această postură, dar cu toate acestea, dacă trebuie, cât este, spune-mi aici, fraților, să... Ce știe? Dumnezeu lucrează în mod diferit. Foarte interesant. Foarte interesant. Că la câte predici bune am auzit eu, la câte descoperiri am auzit eu, ar trebui să fiu un sfânt undeva în rămat. Dar încă sunt om cu greșeli, încă sunt om cu supărările mele, cu necazurile mele, cu greutățile mele, cu credința mea, cu vederile mele, cu părerile mele și încercăm toate să le aducem la numitorul comun care este Iisus. Slăviți să fie numele. Amin. În timp ce mă pregăteam pentru aceasta oarecum, dacă poate fi numită pregătire, deși pot să fac un comentar, dar când trebuie să stai să-L prezinți în fața poporului, atunci responsabilitatea este mult mai mare și parcă nu-mi surâde. Am scris câteva versuri, sunt 5 strofe. Vă rog să le analizați. Iubim sau pretindem că iubim? Oamenii au iubirea de la creiere încă. Cu înțelepciune și iubire am fost dotați la creiere. Iubirea este liantul din familie. Iubirea ne unește în Hristos. Iubirea
Iubirea ne-a înfrățit pe toți. Iubirea pentru Dumnezeu o dovedim prin iubirea de aproape. Aproapele este dovada dacă noi îl iubim pe Dumnezeu. Iubirea produce iertare fără condiție. Iubirea divină este atunci când nu-i teorie. Iubirea va birui și judecata. Iubirea este o poruncă de bază. Iubirea este mai nobilă ca oricare. Iubirea este cea mai caldă. Iubirea este arma care, cu care se luptă. Iubirea nu are victime. Iubirea leagă, tratează rana păcatului. Dorim să producă vindecare. Iubirea este demnă, e curată. Nu poți să-i stabilești valoarea. Iubirea cerească ne-a dovedit-o chiar iubirea, adică Domnul. Iubirea se dăruiește, nu se pretinde. Iubirea căutată se lasă aflată. Iubirea falsă este înșelătoare. Iubirea adevărată zidește, sufletește. Deci, să iubim, nu să pretindem că iubim. Amin. Sigur că am căutat cuvintele cele mai potrivite, poate ele sunt mult mai bine ar putea fi aceasta descrisă de altcineva, dar așa am văzut-o eu și cred că fiecare din noi se bucură de iubirea care, cu care l-a înconjurat Dumnezeu. De iubirea cu care îl ocrotește Dumnezeu. De iubirea pe care a găsit-o El și se poate bucura în iubirea lui Dumnezeu. Multă? Puțină? Câtă este? Ne bucurăm în ea. Ați găsit cumva vreo satisfacție deosebită cu făgăduințe dumnezeiești în ea afară de iubirea? Ați găsit o modalitate prin care să ziceți, ei, acum sunt plinit. Eu vă spun nici cei cu miliardele în bănci. Nu dorm liniștiți. Dacă ești sărac și n-ai doar cât îți trebuie, îți garantez, nu vei duce lipsă. Este cineva care veghează și face egalitatea lui. Încrede-te doar în Dumnezeu. Că nu este în univers nimeni mai bogat decât El. Nici nu dirigează nimeni mințele oamenilor. Decât Dumnezeu și cel rău care lucrează și El pe linia Lui. Dar noi vorbim de Dumnezeu acum. Eram într-o împrejurare, deși n-am crezut că vă voi spune aceasta, dar e o mărturie. Eram într-o împrejurare oarecare când aveam nevoie mare. Era cu termen nevoia respectivă. Să punem jos 3.000 de euro. Poate veți zice că așa ceva nu se poate să se întâmple cu cineva, cum s-a întâmplat cu noi. N-am să vă spun toată întâmplarea, că este mai interesantă. Este interesantă, dar e mai lungă. Și în vremea aceasta, când știam astăzi trebuie depuși banii, nu-i aveam. Noaptea aceea a fost o noapte de nesomn.
dar de rugăciune. I-a spus lui Dumnezeu, nu știu câte și câte motive pentru care apelez la el, că n-am la cine. Dimineața, undeva în jurul orei 10, plângeam și lucram în grădină. Și la un moment dat se prezintă un cetățean care cumpărase casa de la mine și care nu putea da banii, că nu putea întăbula din cauza legilor statului român. El era german. Și a venit la mine spunându-mi cam în felul următor: domnul Sabo, am venit la dumneata să-mi spăl obrazul. Deși eu mă prind repede când cineva spune vorbe cu tâlc, dar de data aceasta parcă starea mea care era o stare interesantă și nu mi-am dat seama. Și a zis, poftim în casă să vezi, na, pentru cine am îndatorat și pentru ce am vrut să vând aia la altă și așa mai departe. El a venit și a făcut o vizită, după care s-a oprit în fața treptelor de la etaj, unde ajung jos, la parter. Și a zis, e frumos, e ca în Germania, Neckermann. Mulțumesc. Dar zice, eu am venit să-mi spăl obrazul. Noi am făcut semnături și s-a stricat târgul pe baza a legilor statului. Că n-a putut să întăbule omul casa și grădina. Și a spus așa. Eu când voi privi în oglindă, vreau să văd persoana mea acolo. Nu unul care minte sau care înșală sau care... Să nu vă spun expresia care a spus-o el. Și el am întrebat, dar dumneata mergi la biserică? Poate odată pe an, ori la Paște, ori la Crăciun, dar mai des nu mă duc. Și crezi că este Dumnezeu? Cred. Dar eu nu practic. Atunci m-am întors spre el și am zis, dă mâinile încoace. Și mi-a prins mâinile, uitați așa. Și am început să mă rog, a zis, zi după mine. Și în rugăciunea aceea, prima dată am spus, Doamne, știi adevărul. Eu vreau să rămân un bun prieten cu acest bărbat, care nu din vina lui a stricat ceea ce hotărâsem. Și vreau să rămână prieten, să nu rămână cu impresia că sunt supărat pe el. Știu că tu ești mai bogat ca oricine și sursa ta nu o poate nimeni închide față de mine astăzi. Vreau să mă credeți pe când undeva m-am pierdut în rugăciune, nu știu cât m-a rugat și pe când ne-am trezit îmbrățișați așa. El pe mine, eu pe el. Și plângeam amândoi, unul pe umărul celuilalt. Și a zis, acum, crezi că nu vreau banii nimănui, bani nemunciți? Și el a spus în felul următor, și totuși, eu trebuie să-mi spăl obrazul. Atunci s-a trezit în mine gândul că poate eu refuz ceea ce pentru care m-a rugat. A băgat mâna buzunar și a scos un plic. Și a zis, pune-l pe scară. El a zis, nu, desfă-l în fața mea. L-am desfăcut în fața lui și în plic erau 3.000 de euro. Exact banii care îmi lipseau.
Să-mi dă banii ăștia, zice, dacă cumva vei face o altă înțelegere cu altcineva și vei fi în pagubă, să-ți plătesc înainte paguba. Nu știu voi cum ați fi reacționat. Dar greu am pus mâna pe bani. Și o să zic, eu n-am mințit niciodată pe nimeni. Și de aceea, zice, când mă voi uita în oglindă, îmi spunea a doua oară, să nu văd dincolo un porc, un mincinos. Să-l văd pe acela pe care, acela Iohan, că Iohan îl chema, care îl știu dintotdeauna. Și nevastă mi-a zis, du-te la domnul Sabo și rezolvă problema cu el, apoi plecăm în Germania. Bine, așa s-a întâmplat lucrul. Exact banii care trebuiau. Și o astfel de experiență, am mai avut una, dar pe aceea nu o spun, pentru că e altceva și nu unul petrece timpul pe felul ăsta. Doar vreau să vă spun. De ce atunci când ne adunăm, trebuie? Unul are o descoperire, unul are o cântare, unul are un psalm, unul are o veste minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ascultăm și toate rânduiala lui Dumnezeu se facă. Să ne ascultăm, să ne acceptăm. Pentru că, vă spun, unii n-au credința aceea care am avut-o acum. Poate că și eu m-aș îndoi acum. Poate. Pentru că omul, pe măsură ce se dezvoltă, îmbătrânește, se mai schimbă, se mai schimbă ceva în rotița inteligenței lui. Dar, să știți, Dumnezeu nu se tăgăduiește. El nu lipsește în nevoi. Dacă este așa, unii o probează, alții doar o spun și poate că o și cred. Bine fac. Aceasta e o iubire pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin iubirea sa și purtarea lui de grijă. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Este un citat biblic. Căci de nevoile voastre personale se va îngriji cine? Dumnezeu. Dumnezeu se îngrijește de mine? Dacă Dumnezeu se îngrijește până și de flori în cât, un crin e mai frumos îmbrăcat decât toată slava care a fost peste Solomon. Și a fost slavă peste Solomon. A fost ce și-a dorit, totul a avut. Și Dumnezeu un crin l-a îmbrăcat mai frumos. Atunci, oare acel ce are grijă și de păsărele, și de flori, și de toată creația sa, nu va avea grijă de capodopera creației lui, de ființa umană? Vă îndoiți de purtarea lui de grijă? Nu, așa e. Hai să schimbăm puțin și să vă întreb. Săptămâna asta care a trecut, ați primit sau ați dat un dar cuiva? Că a trecut pe aici un obicei cu Niculaș. E păcătos oare? Nu știu cine l-a înființat și cât e de păcătos. Dar oamenii pot să-și dea cadourile unii altora oricând. Și dacă cineva și-a dat cadou unuia la altul, n-a făcut niciun păcat, dacă n-a serbat Niculașul. Acum vă întreb. V-a satisfăcut cadou? N-ați primit. Dar pe acest cadou care vi-l spun eu, acum, l-ați primit? Cel mai frumos dar of
oferit omenirii. Vă să l-ați primit? Domnul Iisus. Amin. Dacă l-ați primit pe acesta, sunteți cei mai fericiți, cu darul cel mai mare. Nu este dar mai mare ca și acesta. Amin. Încredeți-vă în Dumnezeu și are darul pentru orice nevoi personale. Încredeți-vă doar în El. Dacă cerurile s-a citit dimineața, strigă despre slava lui Dumnezeu și o spun, o auzi? Nu! Vântul auzi? Îl auzi, dar zici, hai, Doamne, ne prăpădim. Știți ce face vântul? O slujbă în care este trimis. Ploaia face slujba ei. Tu zici, plouă prea tare, nu plouă suficient de tare, plouă prea mult, ba nu a plouă destul. Ea și-a făcut datoria ei. Dumnezeu își face slujitorii lui și toți se achită de sarcinile lor așa cum li se trasează. Ce ne spune nouă aceasta? Că ar trebui să fim mulțumiți în starea în care suntem, dorim cu cea mai mare sinceritate să-L slujim pe Dumnezeu. În starea materială în care suntem, nu asta ne fericește. Te fericește dacă ai darul lui Dumnezeu. Te fericește dacă îl ai pe Iisus. Aceea este adevărata fericire. Restul se consumă, se aruncă, se distrug și unul le face, vine celălalt după el și le distruge toate și toate n-ajung nimica. Toate sunt o goană și o oboseală și goană după vânt. Pentru că credinciosul, el trebuie să fie mereu la postul de veghere. Și postul de veghere spune, încrede-te în El și toate lucrurile îți vor merge după voia sa. Sigur, dacă începi să-i dai lecții lui Dumnezeu, să-i spui, dă-mi aia, fă-mi aia, fă-mi ceilalte, dă-mi. Doamne, du-te pe la spitale, du-te, fă tu, că noi nu putem merge. Doamne, fă tu asta, fă tu aia altă. Dorim. Dacă mergem la spital, dorim ca Dumnezeu să aibă un rezultat El de acolo. Nu să-L trimitem noi pe El de aici să zicem, Doamne, du-te pe la spital, pe la bolnav și vindecă-i. Tu poți, tu știi, tu ai puterea. Nu, asta nu-i rugăciune. Greșit interpretată. Doamne, dă-mi putere să mă duc să fac ceea ce ai spus, că dacă n-ați venit la mine atunci când eram bolnav, când eram în spital, când eram flământ, când eram gol, dacă n-ați venit. Oh! Se transpune, se schimbă acțiunea. Trebuie să o facă omul și asupra cui? Aproape lui. În rest îi laudă gol. În rest îi laudă. Și n-am vrea să fim din acei. Dacă îmi este îngăduit, voi mai citi ceva versuri și închei. Îți bătrân, măi. Mă așteptați voi de la mine mai mult ca și cât pot. Totuși, în viața de familie, în viața pe care o trăim, cu alții, în viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu să o trăim.
să ne bucurăm de ea. În această viață trebuie să avem criteriile noastre orientate după criteriile lui Dumnezeu pe care ni le-a lăsat. Dumnezeu este sursa la toate. Așa se intitulează poezia din această dimineață. Dumnezeu este sursa la toate. Dumnezeu este totul în toate. Mai este rezervă pe aici? Totul în toate. Dumnezeu este sursa dragostei. El este un izvor de binecuvântări. Ești dispus să apelezi la El? Înțelepciunii îi este sursa. Izvorul înțelepciunii este de neregalat în univers. Amin. Tu în toate te areți. Ești în lumină de neapropiat. Ființa omenească nu te poate privi. Nu cunoști neputința. Nu te constrânge timpul ca pe noi. Ai creat pe pământ viață material-spirituală. E sursa a acestei activități. În cerere, în concepere, ești Dumnezeu Tatăl la toate. Ai creat totul din nimic. Doar tu lucrezi din nimic. Apoi nimicului viața îi dăruiești. Noi micimea ne vedem. Te-ai descoperit oamenilor sub numele de Eu Sunt. Tu ești Cel ce veghezi. Eu doresc să mă eliberez. Tu ești Cel care simți pentru noi. Tu ești cu noi, îți pasă de noi. El face minuni pentru noi. Voi să credeți ce transmite. Ne-ai dat atât de mult încât nu reușim să cunoaștem tot. Vedem în noi o ființă spirituală, o ființă, ființa noastră și ființa noastră naturală. În același timp ne iubești, Tatăl nostru ești. Cu brațul tău ne-ai făcut pământul să-l populăm. Azi întrebăm despre minunea vierii. Când și cum se va petrece. Azi se învie spiritual. Urmează și învierea trupului nostru. Timpul și vremea vine la orice. Și el este condus de Dumnezeu. Noi oamenii avem timpul nostru. Tu ești sursa vieții pe pământ. Chem flămânți, chem însetați. Toți au sursa vieții în tine. Pe toți ne chem la tine. Fiindcă viața ție se aparține. Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, dacă ceva n-a fost potrivit, vă rog să mă iertați. Și eu vă doresc ca bunul Dumnezeu, acela care ne-a dus la viață, care ne-a păstrat-o până în vremea aceasta, nimeni să nu se sperie că mâine va trece din viață. De-abia scăpăm de problemele acestei vieți
Și niciodată nu vom ști cât am stat în mormânt. Dar la trâmbița lui Dumnezeu ne vom ridica și vom sta înaintea Lui. De aceea doresc ca lucrurile acestea să fie nu dorința de a muri, dorința de a trăi și a sluji pe Dumnezeu, dar nici sperietoarea de a trece din viață. Să nu fie sperietoare pentru noi. Să fie câștigul care s-a adunat în timp ce în viața noastră am trăit-o. Se va aduna, se vor face aceste calcule și Dumnezeu va fi recunoscător pentru fiecare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.